În seara aceasta am avut o serie de întrebări și răspunsuri cu Gabriela și să știți că din răspunsurile ei am simțit-o am simțit-o bine, am simțit-o aproape vindecată, am simțit-o extrem de relaxată, asumată așa cum o știm. mi au plăcut foarte mult răspunsurile ei. Chiar m-au impresionat unele dintre ele pentru sinceritatea ei nu de altceva. În continuare, cred că nu o să mai existe un concurent ca și Gabriela în acest show și aici mă refer la pachet complex și anume începând de la aspect fizic, frumusețe, carismă, eleganță, bun gust, rafinament, extrem de, de deșteaptă, o carieră super de succes, că nu nu are oricine cariera Gabrielei, și multe, 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 multe calități pe care le are fata asta. Vă spun că nu cred că o să mai întâlnim un concurent ca și Gabriela la, la această emisiune. Sincer, nici nu înțeleg cum de-a ajuns. Să, dacă mai țineți minte, să-mi spuneți și mie a fost invitată la această emisiune sau s-a înscris ea așa dintr-o nebunie și eu chiar nu înțeleg cum a ajuns Gabriela la această emisiune. Haideți să începem cu întrebările. Care e regretul tău cel mai mare? Îmi place maxim răspunsul acesta. Sună cam așa. Sincer, că m-am căsătorit. Fetelor, un sfat pentru voi. Nu vă grăbiți la măritat. Știți vorba aia... Dacă treceți de 30 și nu v-ați căsătorit, ați scăpat de primul divorț. Super, super tare răspunsul. Aici am simțit eu că Gabriela este cumva vindecată și că am trecut cam peste tot ce era mai negru în ultima perioadă. Mă bucur din tot sufletul meu, chiar mă bucur pentru că trebuia să se întâmple asta. Are nevoie de această vindecare să poată merge mai departe, să se bucure de fiecare secundă din această perioadă pentru că e chiar este unică toată această perioadă pe care o trăiești de acum. O altă întrebare. Mai păstrezi legătura cu cineva din casă? Și Gabriela răspunde maxim două trei persoane. Încă cine... cineva spune nu, am o întrebare, ești perfectă, draga mea dragă. Iar Gabriela răspunde, fiecare suntem în felul nostru de pup tare. O altă întrebare vei locui în continuare în Sibiu, iar Gabriela răspunde. Da, Sibiu este inima mea, nu mă gândesc vreodată să mă mut în alt oraș din România. Poate, doar în altă țară. Dacă o să am ocazia, nu se știe niciodată ce ne rezervă viitorul, dar tot în Sibiu mă voi întoarce. Mi-aș fi dorit să avem mai multe întrebări, dar din păcate sunt doar câteva. Mai, îi mai scrie cineva să faci mai des rubrici de genul, ne tare drag să vorbim cu tine. Iar Gabriela răspunde, mă bucur tare, o să încerc să fiu mai activă aici cu voi. O altă întrebare, crezi că iubirea în cuplu poate să treacă peste orice? Iar Gabriela răspunde, Credeam, acum nu mai cred. Eu i-aș negabilei să nu-și facă griji pentru că va mai dura puțin perioada aceasta, dar după va crede din nou și o, o să creadă mai mult decât a crezut prima oară pentru că întotdeauna rănile se repară și chiar nu ai de ce să-ți să faci griji în privința aceasta, cu siguranță ai să crezi ai să lupți și ai să iubești mai mult decât ai făcut în toată viața asta. O, o, altă întrebare, regreți experiența mireasa? Iar Gabriela răspunde, experiența în sine nu, regret anumite alegeri pe care le-am luat. Dar experiența a fost unică. Cred că bănuim și noi cam ce alegeri greșite a făcut Gabriel, dar nu, nu, nu a fost alegerea greșită, pentru că i-a această perioadă minunată care o trăiește acum. O altă întrebare, plănuiești să faci o drumeție luna aceasta, poate cu, grup, cu un grup de fete de aici? Iar Gabriela spune o idee foarte bună, dacă sunt fete care ar vrea să ne vedem, cu mare drag. Știți că Gabriele îi plac astfel de drumeții. M-am bucurat foarte tare să o citesc, mi-am bucurat foarte mult răspunsurile ei. Sper din suflet să o ține Dumnezeu sănătoasă, să se bucure foarte tare de această perioadă, să trăiască fiecare secundă la maxim, pentru că este cea mai frumoasă perioadă, iar ce va urma după această perioadă va fi și mai specială. Fiecare zi, fiecare secundă, fiecare minut, fiecare atingere, fiecare sunet o să fie cu totul și cu totul deosebit. Îți doresc multă sănătate, îți doresc putere să-ți îndeplinești toate visurile, îți doresc să ai pe chip doar zâmbete și în suflet doar fericire. Eu sunt mândră că te-am cunoscut. Sincer, nici acum nu mi vine să cred cum de-ai apărut la această emisiune. Dacă știți în comentarii povestea cum de s-a înscris Gabi la această emisiune sau dacă a fost contactată și adusă cu forța, pentru că altfel nu mi dau seama cum de-au avut un astfel de concurent în emisiune, să-mi scrieți și mie, nu mai, de asta chiar nu mai țin minte. Aștept cu nerăbdare să vă citesc comentariile. Multă sănătate și Doamne ajută să ne citim sănătoși.